Emilian Galaicu Păun poate fi găsit în manualele școlare, pe rafturile librăriilor și bibliotecilor, în enciclopedii, dar nu și la telefonul mobil. Nu, n-am avut niciodată și acel fix uneori este o povară. Lumea știe că nici măcar la acel fix nu sunt un mare vorbitor. Prefer doar să stabilesc niște, mă rog, chestii de prioritate, dacă e cazul. Poetul este prezent pe rețelele de socializare și are poștă electronică, anume prin mail, și comunică în mare parte, dar o face din necesitate, de la calculator, și nu privește cu ochii buni nici aceste metode. Pentru mine, vorbitul este legat nemijlocit cu privitul. Pentru mine, a sta de vorbă cu cineva înseamnă a mă uita în ochii lui și el a se uita în ochii mei. Dacă e vorba de prietenie și de comunicare, sunt în stare să iau trolebusul de la un capăt al Chișinăului la alt capăt ca să stau 10 minute de vorbă cu cineva decât să vorbesc la telefon. Emilian Galaicu Păun vede doar avantaje în faptul că nu are un telefon mobil. Am o memorie foarte bună, culmea că inclusiv la cifre știu o mulțime de telefoane pe de rost, pentru că nu le pot accesa într-un ecran. Dacă majoritatea fac cunoștință online, poetul a avut norocul să-și-l facă prieten pe Vali Bogdan, anume datorită faptului că niciunul dintre ei nu avea telefon. Am intrat împreună în lift și liftul s-a oprit între etajul 3 și 4. Vale Bogdan avea telefon mobil, dar era lăsat la birou. Eu, bineînțeles, că nu aveam telefon mobil. Nu ne-am stresat absolut deloc. A scos o ocarină, după aceea a scos o drâmbă, a scos un fluier. Am avut un concert particular. L-am întrebat pe poet ce l-ar determina să-și cumpere un telefon mobil. Iată și răspunsul lui. Dacă, întâmplător, de exemplu, la un moment, printr-un fel de referendum național, voi fi ales președinte al Franței, nici nu al Moldovei, nici nu al Franței, bună oară, cred că va trebui la un moment dat ca să pot comunica.